Chiar e rece, poftim. Ce să-i faci? Când ai dat drumul la calorifer? Seara, înainte de culcare, ne mai aerisim așa un pic să ne încălzim. Domnul Nicolae nu se gândea niciodată că la 75 de ani va sta în casă îmbrăcat de parcă ar pleca într-o expediție la Polul Nord. Omul spune că alături de soție trăiește vremuri mult mai grele decât cele din perioada comunismului, când căldura, lumina și apa caldă se dădeau curația. Seara, înainte de a ne culca, de a ne spăla, aprindem puțin ăla și deja soțul meu spune, hai stinge-l pe la 11 așa. Da, poți să stai așa puțin, stai să te acoperi puțin, că ies dracu de frig aici. Ia uite, flanere, cămăși, maieuri. Haide, stăm, uite, cu cojoacele pe noi. De frică să nu plătim, că n-avem cu ce plăti datoriile la regie. În aceeași situație sunt sute de oameni cu venituri modeste. Pentru aceștia, facturile la întreținere sunt o povară mult prea greu de suportat. Confortul termic este un vis și pentru doamna Nona. Cu o pensie de doar 400 de lei, femeia spune că abia reușește să-și cumpere medicamentele și mâncarea. Dintr-o pensie trebuie să plătești facturile, trebuie să mai și mănânci, dacă îți rămâne bani de mâncare. Și s-a scumpit zica caloria, e scumpă. Stăm cu caloriferele, ba la unul, mai închise de tot și din cauza asta stau așa. Nu avem cu ce plăti. De la Consiliu subvențiile sunt foarte mici. Aproape nu ne ajută deloc. Oamenii sunt într-o situație disperată, iar acest lucru îl spun și administratorii, care declară că în cazul în care consilierii USL nu vor accepta proiectul de mărire a subvenției, severinenii vor ieși din iarnă cu datorii colosale către societatea de termoficare. Am făcut un apel mai mult decât disperat la Consiliul Local să găsească mijloacele care să îi sprijine pe oameni. Altfel vom ajunge cu datoriile față de termo la niște niveluri la care pur și simplu pe noi ne îngrijorează. Consilierii PDL s-au gândit la situația disperată în care se află mii de severineni și au încercat să pună pe ordinea de zi a Consiliului Local o hotărâre prin care să majoreze valoarea subvenției pentru populație. Useliștii demonstrează încă o dată că nu le pasă de oameni și de problemele lor. Nici nu vor să audă de această inițiativă, așa că de luni de zile resping un proiect care ar putea ajuta toți severinenii. Am propus pe ordinea de zi să fie un proiect pentru a subvenționa o parte din acest cost al gigacaloriei. Propunere care ne-a fost refuzată de a fi trecută pe ordinea de zi, chiar astăzi am primit o hârtie din partea majorității USL din Consiliul Local, prin care ne spun că o mai țin încă 30 de zile să o mai dospească acolo, să o mai ia, să o mai învârtă. Deci nu va fi pe ordinea de zi, noi mâine o să o mai propunem încă o dată pe ordinea de zi, cu toate că este în a treia lună în care facem asta. Ajungi la limita disperării. Oamenilor nu le pasă de războaiele politice și fac un apel către consilierii USL. Domnilor consilieri, aș avea o rugăminte. Eu și toți pensionarii, nu puteți să faceți un efort și pentru noi să ne măriți subvențiile, să ne descurcăm, să ieșim din iarnă. Rămâne de văzut dacă rugămințile oamenilor vor avea un ecou în mințile și inimile celor care au fost aleși să reprezinte interesele severinenilor. Joi va avea loc o ședință de Consiliu Local în care consilierii PDL vor propune din nou mărirea subvenției la gigacalorie.